Salut, oameni buni, și bine ați venit la un nou video. Este un moment mare aici la FIFA 22. S-a băgat un SBC cu Gheorghe Hagi Prime, care include și un Yanis Hagi Future Star de 86. Este pentru prima dată când avem un român în promoția Future Stars. Și este și cover ăsta foarte de tare cu Gheorghe Hagi și Yanis Hagi când era mic și l-a luat atunci Gică pe teren. Este destul de cunoscută acea poză. E bine, în cadrul acestui SBC cu Gheorghe Hagi, pe care eu nu o să-l completez pentru că l-am deja pe Gică, mi-a picat cardul mid din Icon Pack. Este echipa asta like father, like son, și trebuie să dai o echipă cu 83 rating și un jucător inform sau FUT Champions. Primește acest Yanis de 86 care arată foarte bine. Am completat această echipă. Am băgat un Mitrovic pe care l-am primit de la FUT Champions. Un Carvajal foarte ușor de făcut. Îl poți face lejer pe Yanis Hagi în aceste momente, chiar și rezervă. În principal la mine o să-l țin acolo pe bancă, dar este un jucător care poate juca și titular și asta voi arăta de această dată, unde să-l încerc la Division Rivals pe el alături de Gheorghe Hagi. 4 stele skills, 5 stele weak foot și are atribute foarte bune. Pace 88 cu Hunter, are pace foarte bun. Finishing 86, va avea 96 cu Hunter, 97 la agilitate, 86 stamina. O să-l joc atacant central lângă Eusebio pe Yanis și cu Gheorghe Hagi în spatele lor. Flair de asemenea pe cardul lui Yanis, care poate ar fi putut avea niște dribbling în plus acolo, ball control, dribbling, composure, dar este foarte bun ținând cont că este un jucător român, adică e tare de tot că au gândit așa cei de la ei, îmi place maxim. Pe lângă asta am făcut și niște player pick-uri. Mi-a picat Lionel Messi Gold dintr-un 80+, am mai făcut 4 pe care o să le deschid acum, și un 84+, unde am pus aici 2 inform, Mats Hummels și încă niște carduri pe care le aveam. Deci 5 player pick-uri, după care îi dăm drumul la meciuri cu Yanis Hagi și Gheorghe Hagi. Hai să vedem dacă îmi dă și ceva așa de start, să fie frumos. O luăm de la dreapta la stânga cu 80 plusurile, de unde poți prinde jucători foarte buni. De aici doar în Kunku și Awar și într-adevăr n-am dat vreo lovitură, dar e foarte probabil să prind un jucător bun. Și uite, Lukaku, a venit Lukaku de 88 din al doilea player pick 80+. O să fac o tonă de din astea, o să strâng multe carduri cu ele. Neapărat trebuie completate măcar câteva. Dă foarte bine de aici. Niabri vine și el din al treilea, încă un 80+. De unde am prins într-adevăr Højbjerg, Iago Aspas și Palinia, doar că sigur am un 3 double pe toți 3 și nu prea am ce să fac cu Iago. Asta e. Și mai este un 84+. Hai mă, cu Future Star bombă. Nu. E mult mai bun 80+. 3-84, bă. Din 84+. E Felipe cel mai bun. Mamă. Dar am dat lovitura cu Romelu. Am și o sumă mare de coins. L-am vândut, bineînțeles, pe Messi Inform. O să-l păstrez pe acesta de gold, care la Rivals a dat deja 5 goluri și 5 pase de gol în 4 meciuri. Incredibil. Și îl pusesem pe Yanis acolo, doar că e probabil o eroare și nu mi l-a băgat. Nu-i nimic, o să îl pun acum pe postul de cam, unde are 10 chem, pentru că antrenor este tot Gheorghe Hagi, cu stema de Ligon, că oricum se spunea la un moment dat că va antrena Olympique Marseille, că era dorit la Marseille. Este acolo Eusebio, Yanis și Gică în față cu Jorginho la susținere, Kanté și această defensivă. Hai să vedem cum merg cei doi Hagi la Division Rivals. Sunt în divizia a doua momentan, după ce s-a resetat rankul odată cu noul sezon. Am câteva victorii la rând și încerc să promovez în prima divizie. Poate reușesc cu Yanis Hagi și Gheorghe Hagi. În ce fel arată totuși cardurile astea Future Stars? Designul este remarcabil. Mi se pare foarte tare. Gheorghe Hagi cu Hunter o să aibă și el stats-uri destul de bune pentru mijlocaș central ofensiv. Medium low, la fel ca Lionel Messi. Hai la treabă cu Gheorghe Hagi, Yanis Hagi și Haginio. După cum îi se mai zicea lui Jorginho în copilărie, îi se spunea Haginio și acum e tripleta aia. Yanis, Gheorghe Hagi și Haginio. Și iată o primă echipă nu fenomenală cu Varane, Mike Maignan amândoi de gold. În divizia a doua am văzut că este totuși destul de ușor, cel puțin pe parte de echipe, nimic spectaculos. Uite-l pe Yanis Hagi combinând aici cu Haginio, italianul din față, dar am pierdut balonul și uite cum o să-mi iau gol direct de la Fernando Torres ca să începe murât videoclipul. Ba nu, e de Sai pe linie. Asta e, mă. Recuperează Delen.
Eusebio către Iannis. Iannis cu dreptul marchează primul gol. Iannis Hagi dă gol de 1-0 și din păcate mi-a dat skip la el. Da, e gol de 1-0 în minutul 14. Foarte bun șutul. Finishingul pe care l-are și 5 la Wakefield. Cred că Iannis e un atacant foarte bun. Trebuie să marcheze cam de peste tot din careu de acolo. Gheorghe Hagi cu pas aici pentru Eusebio, care va scăpa și aici va trebui să ne oprim. Eusebio lasă pe Jorginho cu partea goală. S-a nimerit să fie Jorginho acolo. Da, 2-0. Cei doi Hagi erau puțin în spate, dar marchează Haginio golul de 2-0. Marez, bară! Ia uite cum am scăpat, ce șansă! Bară, Riyad Mahrez. Na, a trecut Torres. Torres, apără Neuer. Neuer încă la înălțime. O scoate pe... Oh, no, e gol. Gol Mahrez până la urmă. Marchează Riyad Mahrez, 2-1. Hagi e pe stângul, scoate Mainian. În sfârșit un nou șut pe care îl trimitem. Și aici o să fie Gheorghe Hagi cu pasa la Jorginho. Iannis în marginea careului pe stângul. Sule, nu prea știe Sule cu mingea. Da. Iată că o forțează Fernando Torres, intervine de Sai. Da, un meci de 2-1. Primul meci nu este unul foarte spectaculos, dar nici oponentul meu nu a jucat la spectacol. A ținut foarte mult de minge, deseori fără finalitate. Iannis dă un gol, Eusebio cu două pase de gol, Hakimi Kova e omul meciului. Uite că a fost gol Hagi la debut, dat de Iannis. Gheorghe Hagi încă nu scrie, dar poate va da gol în următorul meci. Dacă am băgat kitul echipei naționale pentru meciul 2, aprindem și nocturnele ca lumea e lumină. Vinicius, Cunha, Maldini cu Varan. E, și uite că e momentul mare, momentul adevărului. Fac față cei doi Hagi împotriva unor fundași de mare clasă. Aici va fi un meci foarte greu. Eusebio Petru Iaris. Ce pasă bună! Hagi nu! Scoate David de Gea. Trebuia să dau un lob aici. O, minge pentru Gheorghe Hagi, marchează Gică! Gicanu dă golul de 1-0, scapă acolo de toți fundașii adverși și cu stângul nu iartă Gheorghe Hagi. Deschid scorul încă din acest minut, foarte bun startul de meci. Iannis de la mare distanță, ce gol! Incredibil! Incredibil! Ăsta e gol la Hagi. Numele Hagi este clar scris acolo pe această execuție. Gică dădea așa cu stângul. Iannis poate, iată, și cu dreptul. Ce frumos trimite. Nici o șansă pentru David de Gea. Ce păcat că a dat skip adversarul meu. N-am văzut reluarea, dar o vom vedea mai încolo. Din nou Iannis scapă. Vine șutul cu stângul. Doamne, ce gol! Iannis Hagi cu două goluri, cu două bijuterii. Nu pot să cred așa ceva. Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat aici. Ce am văzut. Ce traiectorie. Nu m-aș fi gândit că Iannis va putea da asemenea șuturi. Deci arătau pe cardul, da? Te uiți pe card, vezi niște pace, vezi niște agilitate, dar nu m-aș fi gândit că e chiar așa. Ce s-a întâmplat aici? Stați puțin că e ceva în neregulă. Nu se poate așa ceva. Oare au greșit cardul lui Iannis, pentru că pare că are niște șuturi de la distanță prea bune. Hai să vedem ce se mai întâmplă, dar ce spectacol până acum. Eusebio are pasele alea bune de tot cu engine-ul. Minge la Iannis, care îi așteaptă pe coechipieri. Jorginho, Gheorghe Hagi, trece Gheorghe Hagi și trimite elegant cu dreptul. Iar Iannis și Gică au dat amândoi gol și cu stângul și cu dreptul. Fabulos, 4 goluri împotriva unei defensive de top, împotriva acestor fundași foarte, foarte buni, care n-au avut absolut nicio șansă. Eusebio
Ghenduzi, din nou cu Eusebio, 5-0, Manita! L-am rupt în două pe acest adversar și ne ducem la un meci de promovare în Divizia 1. Oh, superb! Bine! Hai că a dat și el un gol de onoare cu Karim Benzema. Karim Dadim nu s-a lăsat până ne-am scris un gol. Și aici se încheie un meci grandios. Mamă, ce goluri a dat Ianis, unul după altul. Unul mai frumos ca altul, aș ține să zic. Cu un portar foarte bun în poartă, David De Gea. De Gea de la SBC, care a avut o notă mică de data asta. Dar hai să revedem execuțiile. În 3 minute s-a întâmplat nebunia. Aici este o recuperare și vine din nou șutul cu dreptul, a fost un finesc cu dreptul la lung. Doamne, cum s-a dus! Ce frumos a trimis aici Yannis Hagi. Un gol rar ăsta, senzațional, ca la cariera cu Revoluția direct, Yannis. Iar după aceea a venit contraatacul și este o preluare, înaintează puțin și vine șutul cu stâng, cade balonul. Așadar, un meci de promovare, spectacolul oferit de cei doi Hagi până în acest moment. Trebuia Yannis să joace în kitul echipei naționale, asta era șmecherie. Mamă, Pele, Beis, Lewandowski, Team of the Year, Varane de la SBC, tot cu De Gea. Este un link verde foarte bun pe care poți să-l faci cu David De Gea, acolo cu Varane, care nici măcar nu e greu de făcut. E foarte ușor să-l completezi pe David De Gea. Oh, frumos! Bișterie a lui Mbappé. 1-0, trebuia să iau și eu un gol din ăsta. Sper să nu distrugă visul de promovare chiar acum. Gheorghe Hagi pentru Yannis. Eusebio și urcă Guendouzi. Nu mai am timp să-i trimit. Se ține foarte bine. Asta e! Yannis, ce preluare! Ăsta e, mă, 1-1! Gol Yannis Hagi cu dreptul. Perfect! Reușește să prea și să trimită. Eusebio se implică foarte mult și, mă rog, am cam dat către Yannis și Gheorghe Hagi, n-am prea tras cu Eusebio. O, superb Eusebio! Hagi! Haide! Nu se poate, a boxat-o De Gea, o trimite peste poartă. Ce fază acolo complicată pentru De Gea, s-a descurcat. Yannis e pe dreptul, mamă, ce șut și ăsta! Se duce pe lângă. Bine Yannis, Yannis cu lobu, este un gol fantastic, încă unul. Ce spectacol din partea lui Yannis Hagi. 2-1, o dublă aici. Eusebio din nou important acolo, construirea acestei faze. E și Varane de acolo. Și din nou minge pentru Yannis, care trimite cu stângul apără David De Gea. Suntem aproape de un gol 3. Gheorghe Hagi aștept bine și e gol Guendouzi. Hagi a recuperat, iată ce înseamnă experiența unui jucător care a realizat multe. Și e bucuria băieților noștri, un 3-1 care s-ar putea să fie suficient pentru a mă trimite în Divizia 1. O, e bun asta, Lewandowski, niciodată nu va rata de acolo. Am cam scos fundașul de acolo pe Desai și Lewandowski trebuie să aibă o mică șansă și va profita de ea. 3-2. A, l-am scăpat. Pele, dar apără Neuer. Ce înseamnă un Neuer? Foarte bună intervenția împotriva lui Pele. O, Yannis trece. Vine și centrarea. Guendouzi cu capul. Eusebio nu poate să trimită. Gheorghe Hagi trage și el în blocaj. Putea fi golul care să închidă conturile. Na, e o minge bună, Leva! 3-3, nu se poate. Am fost egalat. Eusebio către Yannis Hagi, care ar putea să mă trimită în Divizia 1. Preia greu Yannis. Nu a trecut de Klaus, ce păcat. Da, 3-3, asta e. N-a fost să fie de data asta cu promovarea, mai egala cu două goluri Lewandowski, însă am avut parte de spectacol și meciuri foarte frumoase. Voi ajunge eu și acolo, ca în fiecare sezon.
Acesta a fost clipul cu Yannis Hagi și Gheorghe Hagi și am avut meciuri bune. Sunt carduri foarte tari și mai avem și Andrei Ivan cu Bancu, doi români care au primit carduri în form, care pot fi jucate cu viteză suficientă, cu stațiuri acolo unde trebuie. Gică n-a dat poate cât a dat Yannis, 5 goluri în 3 meciuri, dar m-am și axat să marchez cu el. Per total, sunt jucabili și chiar se poate realiza o echipă de români. Cu încă niște carduri pe acolo, am putea face o echipă full de români la acest FIFA. E bine, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați de like acolo. Cam atât, oameni buni. Pa, pa!